Bărbatul în vârstă de 31 de ani locuia cu chirie într-un apartament din Constanța. Dimineața, într-un moment de cumpănă, s-a împușcat în cap cu un pistol pe care l-ar fi sustras din casa tatălui său, procuror la parchetul curții de apel Constanța. A identificat și armă, da. Pistol. Da, cam atât. Cu lui urmează să efectueze cercetări în continuare pentru lămurirea întregii cauze. Însuși procurorul Teodor Niță a sunat la 112 să ceară ajutor pentru că fiul său se împușcase. Știa acest lucru pentru că primise mesaj pe telefon de la băiat, în care îi spunea că va comite gestul final. Apelul a fost făcut la 11:30 de minute. La fața locului s-au deplasat și două autospeciale SMUR din cadrul ISU Dobrogea al județului Constanța, respectiv un echipaj de prim ajutor, dar și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Anchetatorii au găsit camerele de supraveghere montate pe casa scării și au luat legătura cu administratorul de bloc. Absolut nimic. Nimic, nici vecinul deasupra, nici vecina de lângă, absolut nimic. Ce ați văzut? N-am văzut nimic eu. Doar când au venit medicii? Atât. Mai departe mi s-au cerut filmările. Mâine le vom da. Se pare că fiul procurorului s-a dus la tatăl său acasă, a luat pistolul din cutia specială, s-a întors apoi cu el acasă și a apăsat pe trăgaci. A mai trăit doar 2 ore. A murit la urgență pe patul de spital. Bărbatul în vârstă de 31 de ani era executor judecătoresc. Acum anchetatorii vor pune cap la cap toate dovezile pentru a stabili ce a dus la acest gest necugetat.